nu mai pune geană pe geană de câteva zile și stă cu frica în sân. O mamă trece prin momente cumplite de când a aflat că ar putea să rămână fără copilul ei în vârstă de 4 ani. Cel care ar vrea să-i smulgă băiețelul de la piept ar fi chiar fostul ei soț. Bărbatul ar fi mânat de răzbunare și ar vrea cu orice scop să îi producă suferință femeii, acuză ea. Alături de mine a rămas Sorin Ovidiu Bălan, ni s-a alăturat și Mara Bănică. Bună seara, bine Mara, bine ai revenit. Acum o legătură directă cu noi prin Skype este Nicoleta Macovei, mama care luptă să nu fie despărțită de copilul ei. Bună seara, Nicoleta! Bună seara! Te văd că ești foarte emoționată, tremuri și chiar plângi. Spune-mi, te rog, cât de scurt și de pe înțelesul tuturor, care este povestea ta și a familiei tale? Eu nu vreau nimic altceva decât nu vreau să-mi pierd copilașul. El este singura mea alinare, pentru că eu am mai avut unul și l-am pierdut. Și nu doresc la nimeni să-și înmormânteze copiii, pentru că este foarte greu ca părință să-și conducă pe ultimul drum. Dar ce s-a copilul? Iartă-mă, ce s-a întâmplat cu primul copil? Sau cu cel care nu a învățuit? În 2012 am rămas însărcinată. Nu am știut. Dar lucram în Italia la o carmangerie, măcelărie. Și acolo zic că n-am, poate a fost frig, am ridicat, nu pot să-mi dau seama. Am venit în decembrie 2012, am venit acasă. Am rămas la socrii mei. Și n-am, vă dat seama că și acolo am muncit, nu am stat degeaba, cum spun ei. Am mers la doctor, mi-a zis că totul este bine. În iulie, pe 1 iulie am născut. Și nu am știut că copilul are probleme. Mie mi s-a rupt apa pe 31, seara, pe la 7:30. Și am mers la Fălticeni, că aparțineam încă de Fălticeni, încă nu eram căsătorită cu Eduard. Ba da, eram căsătorită cu Eduard, dar... Bun, nu contează. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu copilul tău? La ce vârstă a murit? Primul tău copil. Imediat, după 6 zile. Eu n-am știut că copilul are o malformație la stomacel. Înțeles. Deci, malformația se cheamă la paroschizis. Deci copilul avea o găurică lângă buric, unde toate intestinile lui s-au format în afară. În fine. Am înțeles. Așa că tu ți-ai condus primul copil, ți l-ai condus la groapă, practic după nici 6 zile de la naștere. Și cu toate astea, tu și cu soțul tău nu v-ați pierdut speranța. Și după cât timp, iată, a venit cel de al doilea copil. După cât timp? Am pierdut legătura, că nu mai aud pe Nicoleta. Refacem imediat legătura. Așadar, Nicoleta și soțul ei, care, nu știu, sunt împreună, iată, de ceva vreme, soț, da, căsătoriți, au un copil de 4 ani. Care probabil că o fi survenit, dacă copilul s-a născut în 2017, iată, la 6 ani, la 5 ani, 5-6 ani după moartea primului copil. De care doamna e în continuare afectată. Și să știi că și eu știu un caz, asta spun până intră doamna, o prietenă apropiată de-a mea, care prima fetiță i-a murit la ceva timp după naștere și cu al doilea copil pe care l-a avut niște ani mai târziu a dezvoltat, dar e explicabil cumva, o super protecție față de el și legătura pe care o are așa este poate mai puternică decât a unei singure mame, pentru că cred că toată dragostea și speranțele pe care le-a pus și pe primul prunc, pe care nu-l mai are, le-a mutat pe cel de-al doilea. Se întâmplă lucrul ăsta. O să vedem dacă refacem legătura, dacă nu, poate măcar telefonic, da, poate măcar telefonic să putem să continuăm cu Nicoleta. Realmente cumplit ce ne povestea. Pentru că povestea este cumplită și pentru că, veți vedea, o să o las pe ea să spună,
începe bătălia părinților pe copil, cum se întâmplă în foarte multe asta copii. Este, vezi? Hai să ascultăm. Nicoleta, da. Ne auzi? Da, vă aud, acum s-a întrerupt. Da, Nicoleta, spune, după 5-6 ani de la moartea primului tău copil, primul al tău și al soțului tău, s-a născut și băiețelul vostru. Rareș. Care astăzi are 4 ani, să străiască. Ce s-a întâmplat? Da, pe 13 ianuarie a făcut 4 ani. Să străiască. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Pot să spun că a fost o căsnicie frumoasă. Nu a fost o căsnicie urâtă. Nu am avut. Nu pot să spun că el a fost un om rău. Păcat aș avea ca să spun treaba asta. Dar el muncea pe camion în străinătate. Eu am rămas acasă, acolo la Tudora. Am rămas cu bunicul lui, care avea 96 de ani atunci, așa cum are 105 ani. Doamne. Așa, și am avut grijă de el, am avut... Socrii mei au fost plecați în străinătate, în special socra mea a fost în Italia plecată, că eu acolo l-am cunoscut pe Eduard, în Italia, prin ea. Uh-huh. Așa, și... El a plecat, spunea, era șofer pe tir, da? Și da, a plecat din țară. Tu ai rămas cu bunicul și cu copilul. Da, eu am rămas cu bunicul. Da, nu, că încă Rareș nu era născut. În 2017 l-am născut pe Rareș. Dar, cum să vă zic, da, eu am rămas acasă cu treburile gospodărești. Aveam casa la socri, casa la bunicu, unde stăteam acolo. Vă dați seama că le-am pus toate la punct. Păi ca să te duci să ai grijă de 5 hectare de pământ, cred că trebuie o mână de om acolo, nu? Du-te și peste tot. Deci eu am avut și animale și toate. Dar degeaba am muncit dacă la unde, acum la tribunal, la întâmpinările toate care au fost din Bețivu și din Curvă, nu m-au scos. Da, niciodată. Să nu mai vorbim cu astfel de cuvinte. Așa, imaginez durerea ta. Din astea nu m-au scos. Din că sunt o Bețivă, sunt o alcoolistă. Uitați-vă la fața mea, chiar sunt bețivă. Când băteam copilul, a adus martor fals. Spunea că îmi băteam copilul. Hai să luăm pe firul poveștii ca să înțelegem. S-a născut Rareș. Ce s-a întâmplat? Da. Că trebuia acum să fiți fericiți, copilul era sănătos, da. Nu mai aveați probleme de la primul copil. El a plecat în Anglia, după ce nu a mai lucrat pe camion în Germania. A plecat în Anglia. Așa. A plecat. Așa. Am încercat cumva să ne luăm un apartament în chirie la Botoșani, să nu mai stau cu soacra acolo, pentru că ea tot timpul își găsea câte ceva de a spune despre mine. Am încercat cumva să stăm separați. Am zis că, măi, încercăm și așa. Tu cu băiețelul, da? Doar tu, da, cu băiețelul. Cu băiețel. Și soțul tău era deja în Germania. El a plecat, nu, el a plecat în Anglia. În Anglia. Bun. Da. Așa. Deci cât a fost plecat în Anglia, el nu mi-a trimis decât atât, 100 de lire. Cum poți să trăiești tu cu un copil timp de 6 luni de zile, până în decembrie, din august până în decembrie, cum poți să trăiești cu 100 de lire? Deci cu 100 de lire. Atât îmi spunea că am suplimentul ăla care el l-a luat când lucra pe... Când era angajat aici pe România, dar el lucra în Germania. Și era suplimentul ăla de 600 de lei. Și cu alocații de 200 de lei. 800 de lei. Puteam eu să trăiesc cu copilul care îl rare și nu mânca piept. Eu trebuia să-i cumpăr lapte praf. Și mama lui, nu, dar ce de cumpăr lapte praf? Dă-i lapte dintre ăsta la alcool. Copilul a fost foarte sensibil de mic. Da. Cumpări Pampers, cumpări de toate. Eu cum îi zici, am preferat, adică eu să nu-mi iau nimica, dar dacă eu am văzut că copilul are de toate... Da. Dar Nicoleta, dar de ce s-a schimbat așa soțul tău? De ce în 5 luni de zile n-a mai trimis bani? Nu l-ai întrebat ce s-a întâmplat cu el? Îmi vorbea foarte urât. Deci foarte urât îmi vorbea. Și de fapt de ce? Ai aflat motivul? Deci... Ce da, am aflat și câteva motive, am aflat de acolo, pentru că el, să zicem, în ghilimele, sunt îndrăgostit poate de cineva acolo. Ai aflat tu asta? Am aflat ceva, pentru că eu am găsit niște mesaje, uh-huh. Am văzut, și pentru asta mi-a stricat și telefonul meu, pentru că eu i-am făcut și capturi de ecran și mi le-am trimis, și în decembrie, în luna aceea, când eu am aflat, când el a venit acasă, și vă dați seama, lucra foarte bine acolo și lua foarte frumoși bani și din ce am înțeles eu plătea doar 100 de lire chirie.
pentru că stăteau mai mulți în casă. Aha. Bun, și ce s-a întâmplat? Eu, tu i-ai arătat acele capturi cu mesajele dintre el și o altă femeie și el ce a spus? Nu am mai apucat să li, cum îi zice, că nu am zis că nu îi le arăt. Nu am vrut să îi le arăt. Uh-huh. Deci eu ce am văzut de pe tabletă, nu am vrut să îi arăt. Pentru că am zis că lasă că o să îi arăt la momentul potrivit. Și ce s-a întâmplat? Așa. Eu i-am trimis mesaj la persoana respectivă. Așa. Și noi a doua zi am plecat la munte cu amândoi cumnații mei și cu amândouă cumnate. Și acolo la munte, el, i-a trimis respectiva, i-a trimis toate capturile de ecran care i-am scris eu ei. Doar eu nu i-am scris nimica. Aha. Pardon, i-am scris deci nimica, el era deja acasă cu voi și cum ar veni amanta lui, i-a trimis lui faptul că tu ai aflat de relația lor, cum ar veni. Da, că spunea că, cum îi zice, ceva de genul, că de ce ea n-are nicio treabă cu el, că ea e căsătorită, are copil. Am înțeles. Multe chestii dintre astea. Ce a spus soțul? Și el de atunci, da, s-a trimis mesaj, ai trimis mesaje și a început să mă fac în toate felurile, că te omor, că așa. Venind, nici n-am mai stat măcar la, cum îi zice, să mai stăm la munte, că trebuia să mergem în altă parte, trebuia să mergem. Nu am mai stat acolo la munte, am plecat, pentru că tot drumul te omor, din omorât te omor și cum m-a înjurat el și te duc la maică ta în sicriu, tu înțelegi ce faci la mine. Și după tot acest eveniment, relația voastră s-a rupt practic definitiv? Nu, eu am încercat, nu, el spune el că el ne-a mai dat o șansă, nu, dar eu am început să dau o șansă la treaba asta. Dar să vă spun așa, am mers acasă, venind pe drum acasă, am pus o poză pe Facebook, am pus. Și un prieten l-a sunat și i-a spus, mă, dar voi ați fost la munte și nu mi-ați spus și mie ce bine o duceți. A, cine a pus poza? Tu ai pus poza. Și am zis, da, am pus o poză cu noi pe Facebook. Pentru ce ai pus poză cu noi pe Facebook? Tu nu înțelegi. Asta a fost șansa ta de a ne mai împăca noi. De ce ai pus poză? Și am spus atât. Am nu înțeles. Pot să spui chestia asta. Toate adică aceste lucruri se întâmplau cu copilul vostru de față, nu? Adică nu, el nu, era, nu, el era prezent? Era cu mama mea. Am înțeles. Nu, copilul meu era cu mama mea. Ce s-a întâmplat după aceea? Când a început scandalul pe copil? Ca să ne apropiem un pic mai repede de ceea ce te doare pe tine. Am plecat în Germania cu niște cunoștințe, cu niște prieteni. Adică prieteni foarte buni cu socrul meu. Așa. Cu tata lui. Așa, și i-am spus, vă rog frumos din suflet, ajutați-mă și pe mine, am zis că poate așa am salvat și eu căsnicia, să mă ajutați să vin și eu în Germania, să venim împreună, să stăm împreună, dacă noi tot am fost separați tot timpul, poate nici relația asta nu mai merge, dacă noi am fost separați, el a stat plecat pe camion, eu am stat acasă, având grijă de toate. Bun, ne-a ajutat, am venit. Pe data de 12 ianuarie 2018 am venit în Germania. El, tot așa, imediat, după câteva zile, după ce ne-am făcut toate mutațiile aici, așa, că trebuie să mergi la primărie, să te înscrii. Da, cu tot cu copil după voi, da? Ca să fiți toți trei. Nu, a rămas la mama mea. A, copilul a rămas în România și numai voi doi ați plecat în Germania. La mama mea. Am înțeles. Da. Așa, și de aici ne-a ajutat persoana respectivă. Am venit, el a lucrat imediat, după pe 15 și-a făcut mutații aici, pe 16 el deja a început munca. Eu am mai așteptat un pic, na, vă dați seama că hotelurile mergeau cam greu, că, na, e perioada de ianuarie, februarie aici. Am vrut să mă duc la o carmangerie dintre asta, m-am dus, dar nu, el nu a mers, nu era bine, deci nu știam nici limba, nu știam nimica. Prin martie m-am angajat la hotel. Ca ce? Cameristă? Să faci curățenie? Da, cameristă. Da. Am înțeles. Cameristă. Și acolo am lucrat până în 2019. Am lucrat acolo. După aia m-am schimbat în altă parte, am mers. Adică mă duceam și undeva. Bun, hai să, Nicoleta, hai să grăbim un pic să ajungem la disputa pe copil, te rog, că o să... Uite, vrem să vorbim despre problema ta pentru care ne-ai sunat. Cu copilul. Da, în privința cu copilul. Copilul a rămas la mama mea. A rămas. Așa. La dolci estimat. Da. Așa, în grija mamei mele. În Suceava, da? Județul Suceava. Da. Bun. Da. Dar eu nu am mai putut cu el să mai... Deci nu mai puteam. Deci și aici începeau. M-a început și aici odată în mine, de față cu mama mea. Și cu mama mea a venit cu copilul aici, în Germania.
Așa, și ce ați făcut? Ați hotărât să divorțați? Nu am hotărât să divorțați. Momentan am zis că nu, deci noi doi am zis că nu se mai poate, pentru că el mă bătea, dădea în mini și am spus destul de clar, relația noastră nu o să mai meargă. Și tot timpul spunea că tu nu te uiți la tine cât de gras ești, nu te uiți la tine cât de urât ești, nu mai întreb, mi-e scârbă de tine, nu mai întreb, ești. Ce ați făcut? Spunea. Deci n-ați divorțat, dar ce s-a întâmplat cu copilul? Ce ai hotărât? În august am plecat acasă. Și aici, de aici începe totul, să vă spun. Adică ai venit în România? 2009, da, în august 2019 am venit în țară. Am venit. Deci eu i-am spus destul de clar, eu nu te mai vreau. Dacă el îmi spunea în halul ăsta, pe mine m-a făcut psihic și am spus că nu te mai vreau. Eu mi-am găsit pe altcineva, așa i-am spus. Deci eu mi-am găsit pe altcineva, nu te mai vreau pe tine, lasă-mă în pace. Dar tu n-aveai pe nimeni, doar l-ai mințit? Nu, aveam pe cineva. Deci atunci l-am cunoscut pe băiatul ăla pe 5 august. Nu vreau să mint, deci asta este adevărul. Dar credeți-mă că m-a făcut psihic, pentru că după ce l-am cunoscut pe băiatul ăsta și am văzut ce suflet bun are, credeți-mă că m-am atașat foarte tare de el. Și el ce a spus de decizia ta? Soțul tău. El a crezut că eu, eu joacă. Uh-huh. Deci la el eu șansă că nu se mai poate. Deci noi doi am zis că o terminăm. Mă scoc, okay, eu n-am înțeles care e problema. Bun, hai să ajungem la copil. Copilul, ce s-a întâmplat cu copilul, Nicoleta? De când a băgat el divorțul pe 24 septembrie 2019 și de atunci a început calvariul. Deci de atunci adică a început tot calvariul. Iertați-mă, a depus doar divorț sau și custodie, proces de custodie? Doar divorțul, eu așa știu. Și care este, ce s-a întâmplat cu copilul? Copilul era, unde era acum? La momentul divorțului? La mama mea era. Și tu unde erai? Eu eram în Germania. Momentan am venit ca să muncesc, ca să pot măcar, deci tu și acum ești în Germania și copilul este la mama ta? Nu, copilul este la mine. La tine în Germania? Da. Și ce s-a întâmplat? Păi v-a dat procură să-l luați în Germania? Nu mi-a dat procură. Păi cum l-ați luat în Germania, copil? În Germania l-am luat pentru că copilul are acte. Copilul când a venit cu mama mea și a stat aici 5 luni. Am înțeles, legal. Deci legal. Da. Iar el, tatăl, nu a fost de acord ca tu să ai copilul, să-l ții tu în Germania? Nu, el îl vrea el. Pentru unde? Că el unde stă? La mama lui. În Suceava, în Tutora. Nu, la Tutora, Botoșani. Botoșani, așa. Da. Și el ce spune? Să-i dai copilul lui să-l crească el cu mama lui, să nu-l mai ții tu în Germania cu actualul tău iubit. Da, pentru că eu sunt o mamă de naturat, așa au scris în toate... Bine, asta vă spune, dacă nu vă judecați pentru custodie, că spuneți că vă judecați numai pentru divorț, când oameni se despar, mi se pare și un... Nu, îmi spun colegii mei, s-au judecat și pentru custodie și domiciliul a fost deja stabilit la tată, în Suceava. În prima fază. Bănuiesc că e prima fază. În prima fază, da. Doamna poate face apel, aveți avocat în România? S-a întrerupt din nou. A înghețat. Hai să vedem ce are de spus fostul soț al Nicoletei despre toată această situație și continuăm după aceea. Normal că îmi doresc copilul, altfel nici nu ceream custodia copilului. În primă instanță, judecătorul a hotărât să rămână la mine. Ea nu a respectat această decizie, a venit în România, a răpit copilul și a plecat cu el în Germania, fără acordul meu, fără să-mi spună, fără să mă întrebe dacă sunt de acord. În 2019, în august, a plecat în Germania, noi fiind veniți în România în concediu, și a plecat în Germania cu motivul că pleacă mai devreme la muncă. După aproximativ 2-3 zile, s-a postat pe Facebook un alt domn. Să înțeleg că ea deja își găsise un alt iubit și a plecat în Germania direct la el? Avea pe altcineva și a plecat în Germania direct la el. Acesta a fost motivul care am și depus actele de divorț. Copilul rămânând la mama ei, adică motivând că pleacă la muncă, dar plecat la altcineva, copilul rămânând la mama ei, neinteresând-o practic de copil. Nicoleta acuză că tu ai fi creat niște pagini de Facebook și ai fi trimis unor prieteni de-a ei poze cu ea goală. Poze pe care ți le-ar fi trimis în timp ce voi erați căsătoriți. Este adevărat? Nu este adevărat, nu. Acele poze le-a trimis chiar ea personal anumitor domni cu care conversa. Nici de cum să-mi fi trimis mie așa ceva. Am și dovadă în acest sens. Ea mi-a spus că tu ai fi înșelat-o în perioada când ai fost în Anglia. Este adevărat? Nu este adevărat. Ba chiar mai mult de atât, atunci când ați fost la munte, în ultima vacanță a voastră, ar fi găsit pe tableta ta anumite poze cu o doamnă din Republica Moldova. Nu
a fost o poză, o zi cu o doamnă, a fost o poză de grup împreună cu mine și fiind și acea doamnă, asta nu înseamnă că aș fi avut ceva în comun cu persoana respectivă. Ea spune că nu înțelege cum de ar trebui să plătească 10.000 de euro, bani care provin din acel împrumut la bancă pe care l-ați făcut pe numele tău când erați împreună. Ce părere ai despre asta? Acea sumă nu reprezintă pentru banii respectivi, reprezintă cu totul altceva. Aceasta a fost o hotărâre a instanței, nu o hotărâre a mea. Dacă instanța spunea să nu-mi dea niciun leu, nu trebuia să-mi dea niciun leu. Ea spune că ai fi lovit-o la un moment dat chiar de față cu mama ei. Este adevărat? Nu este adevărat, nu am lovit-o. O să spun chiar niciodată nu am lovit-o pe dumneavoastră.